Grupurile de acțiune locală își dovedesc încă o dată utilitatea în dezvoltarea mediului rural. Alexandru Potor, președintele Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală, a explicat într-un interviu realizat de colegul meu, Marius Milea, care sunt planurile de atragere de fonduri pentru a crește starea de sănătate a locuitorilor din mediile rural și mic-urban. Cu alte cuvinte, galurile vor putea accesa în viitor fonduri pentru susținerea sportului. O să ne străduim să aducem bani și din alte fonduri, din alte resurse, de la alte ministere. Acum vizăm și o resursă din partea, de asemenea, partea MIPE, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în cadrul Programului Operațional de Sănătate. E un subiect la care poate o să putem să dezvoltăm la un moment dat, pentru că ar fi extraordinar de important pentru noi să reușim să mobilizăm aceste resurse pentru a crește starea de sănătate generală, să prevenim îmbolnăvirile în mediul rural și mic-urban, acolo unde se dorea de acțiune preponderentă actuală a galurilor, prin investirea unor sume care să stimuleze sportul de masă. Sportul de masă văzut ca o soluție pentru a combate obezitatea, bolile cardiovasculare și așa mai departe. Am făcut o asemenea, prim pas, avem un parteneriat pe care îl dezvoltăm cu Ministerul Sportului, cu Federația Română de Fotbal și alte federații, Federația Galurilor Urbane. Ar fi extraordinar pentru noi ca alături de finanțarea pe care avem de la Ministerul Agriculturii, finanțarea pe care avem din zona socială, Fondul Social European, Programul Operațional de Incluziune și de Identitate Socială, să avem acest multifond suplimentar pentru sănătate în mediul rural, sport, văzut ca, să spunem așa, pretext pentru a face acțiuni care să întrețină starea de sănătate a populației. Știm, vreau să vă întreb, atât minorii cât și adulții vor fi implicați? Da, bineînțeles, toată populația din mediul rural ar trebui să fie implicată în acest a treia, să spunem, inițiativă a Federației în ceea ce privește un multifond legat de sport. Este realmente provocator, pentru că în România, până acum, sportul nu a primit nicio finanțare din fonduri europene. Nu avem niște, să spunem, sau de fapt n-aș vrea să avansez niște sume așa precise în domeniul ăsta, pentru că suntem încă în faza de propunere. Ne bucurăm foarte mult de partenerii pe care am reușit să-i atragem alături. Ce pot să vă spun este că intenția noastră este de a utiliza aceste sume pentru a stimula efectiv copiii, tinerii, dar și adulții să practice sportul.